40 de ani de istorie văzuți prin obiectivul camerei de filmat. Este o performanță la care a ajuns unul dintre seniorii televiziunii române, domnul Sergiu Stejar. Domnule Stejar, când și cum a fost prima zi în televiziunea română? 1 octombrie 1957, cu o zi înainte, am dat ultimul examen la institut, ne-a dat hârtia în mână că am absolvit institutul și repartizarea guvernamentală pentru televiziunea română, că abia se înființase pe strada Molier. Și m-am prezentat la poartă, am fost primit foarte bine la secretariat, aveau nevoie de oameni, era o mare criză de oameni. Televiziunea, cred că nici numărau 200 de oameni atunci. S-au făcut formele repede și zice, du-te, directorul a zis, du-te în studio și vezi despre ce e vorba. Și în studio am nimerit și o zi plină, așa era ansamblu armatei, cu dansatori, cu muzică, cu cântăreți, cu tot ce vrei pe acolo. Și lumină multă, se lucra cu foarte multă lumină pe vremea aia, camerele nu erau așa sensibile. Și am intrat direct într-o lume nouă. Era foarte, o perioadă așa de pionieră, dar frumoasă. Lucram de dimineață până seara, nu exista sâmbătă, duminică, nimic. Ați făcut parte dintr-o grupă de protocol de grad zero, elita televiziunii române de operatori. Da. Câte țări ați vizitat? Păi, în primul rând, nu le-am vizitat, le-am filmat. Așa, după socotelele mele, am trecut de 102, 103, cam așa. Între timp, unele state s-au despărțit. Și da, a crescut numărul de țări. Ca regiuni, ca extreme geografice, nord, sud, înălțime, da. Păi, unde ați ajuns? Cel mai mult am fost în Asia, inclusiv China, amândouă Coreele, Indonezia, Vietnam, Cambodgia. Am apucat regimul Pol Pot, celebrul regim de tristă amintire. Nu circula nimeni pe străzi, cine circula era împușcat. Numai mașini oficiale mergeau. Școlile au fost închise. Părinții, profesorii, toți trimis la munca când cultiva orez, ajunsese țara exportatoare de orez, cu toată țara cultiva orez. Părinții despărțiți de familie, de copii. Facultatea de medicină și acum țin minte cu ferestrele deschise și cărțile aruncate pe stradă. Ce să vă spun, biblioteci cu cărți, temple distruse, era ceva de necrezut. Și o chestie așa, făceau cablurile de astea de tensiune mai mare, și izolarea se făcea cu bancnote, că nu erau nici bani. Substratul ăla de cauciuc, când se decojau ăla, se vedeau că sunt bancnote. Vă spun cum era la noi de greu, dacă n-am ajuns în România, am zis, doamne, am ajuns pe... Să filmați așa ceva? Se mândreau cu asta? Nu se mândreau, dar n-aveau cu ce să mândrie. Atât, noi ne-au oprit să filmăm, adică nu și-au permis. Dar mergeam de la hotel până... Și hotelul fusese părăsit și l-a curățat pentru noi. Și mergeam de la hotel până la reședință pe jos ca să încercăm. Și nu ne-au făcut nimica, dar era infernal ceva. N-au avut fanfara să întâmpine delegația și au pus un disc să cânte imnul lor și imnul nostru. Nu era nicio viață culturală, nu era nimic, 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 nimic. Și copiii erau, toți sute de copii erau pe traseu, îmbrăcați la fel. Parcă era ceva de necrezut, o lume stranie așa. Primul zbor al unui cosmonaut român a spatele? L-am filmat când a zburat Gagarin. Tocmai pornise redacția de actualități. Așa, veniseră aparatele astea noi, în reflex, și au dat telefon de la ambasada sovietică că primesc pe telefon. Primesc imagini de la lansare, pe fotografii. Și dacă vrem să vină o echipă să filmeze, și fiind singur acolo, m-am dus eu acolo și am filmat, am venit cu filmul, s-a uitat șefii la el și a zis, noi făceam un fel de schimb și studio și a zis, de azi rămâi la actualități. Așa, Gagarin m-a adus aici. Ce însemna protocol zero? Cum ați ajuns să faceți parte din această... Dintr-o întâmplare. Era pe timpul lui Deci, țineți cont. Și într-o zi, eu stăteam aproape de Molier, în Floresca. M-a sunat telefonul Alexandru Ștac, dacă cine mai amintește de el, la telefon, zice, băiatu, puneți costum, cravată, cămașa curată, albă și vine mașina în 5 minute să te ia. Dar ce s-a întâmplat? Las că spun. Și am venit la studio, unul din colegii, cei doi care aveau acces la treburile oficiale, nu era de găsit. Pe unul l-au găsit. Ne-au băgat pe amândoi în mașină, cu aparatură, cu tot și cu Sandu Ștarcul în față și am ajuns la gara Băneasa. Pleca Gheorghiu Dej în America și trebuia făcut, era o chestie importantă. Prima ieșire în America, vă dați seama. Nu e la invitația americanilor, era la ONU mergea. Și la intrare acolo, securitatea îi spune și standard cu tânărul ăsta ce?
fraților, tovarăși, e omul nostru, e coleg bun, ești sigur. Băi, n-avem probleme, n-avem probleme. Atunci dă-i drumul. Am făcut filmarea, șefii au fost mulțumiți seara când au văzut ce am făcut, că eram doi. Altul era de multă vreme în protocol și știa lucrurile. Eu atunci m-am botezat, ca să zic așa. Au fost mulțumiți și a zis, de mâine du-te la cadre și să-ți facă dosar pentru... și pe urmă s-au interesat, probabil, securitatea. Am lucrat 3 ani sub timpul lui Dej, după aia 1 an jumate când a fost Chivu Stoica și când a preluat puterea Ceaușescu, ne-a preluat tot grupul ăsta. Era mic, eram 6-7. Și am lucrat, deci, practic cu Ceaușescu din primele lui ore de conducere, să zicem. Și am lucrat ani de zile. Am fost și cu el în Irak. Ce s-a întâmplat atunci? Nu s-a întâmplat nimic. Era o chestie, dar lumea informată știe despre ce e vorba. Întâlnirea fusese fixată cu multă vreme. Știți că întâlnirile astea la nivel înalt nu se fie. Băi, astăzi vin la tine în vizită. Se fixează cu o lună, cu două, cu trei înainte. Poate mai mult. Și mai ales cu Iranul, care știți ce probleme sunt acolo. Că a fost să trebuie să nu plece. Dar a vrut să demonstreze că e sigur pe țară și poate să plece. Neștiind ce l-așteaptă. Și acolo a fost o primire de, ca să zic, obișnuită. Nu era nimic deosebit. Iranienii s-au purtat ca și cum nu s-a fi întâmplat nimica. Dar știți că noi, presa mai află câteodată și lucruri care nu sunt publice. Ministrul de Externe a fost puternic muștrulit, ca să zic așa, de Ayatollah, pentru că nu l-a informat ce se întâmplă în România și la câteva zile se pare că a fost scos din funcție. Dar cum a aflat? Erați acolo când a aflat ce se întâmplă, când s-a comunicat? Ce? Reacția? Ce? Dar nu sunt, doar era, Timișoara era, când am plecat noi, Timișoara era oraș liber deja. Ne-am plecat pe 17 decembrie. Nimeni n-a înțeles de ce a plecat atunci. Că situația era cum era. Dar în avion s-a comportat bizar? Sau... Nu, dar cine îl vedea? Nu. Păi avionul ăsta prezidențial avea un separe în față acolo, un birou. După aceea, după venirea în București, l-ați mai văzut? Am venit pe 20 seara, parcă, și nu l-am mai văzut. Revoluția Română, cum ați trăit-o? Revoluția Română a fost la mine mai ciudată, așa. Trebuia să merg la celebrul meeting. Și în ultimul moment a venit dispoziție, nu știu de la cine, să nu merg la meeting, să plec la Brașov, să fac un meeting cu muncitorii de la Roman, vă dați seama ce presiune a fost acolo, care trebuiau să condamne evenimentele de la Timișoara. Și să spună că muncitorii de la Roman, așa și pe... Au fost niște tipi acolo, meeting-ul s-a ținut într-o încăpere așa de 5x5, era chiar caragioasă toată afacerea. Aveau niște texte scrise, au condamnat ei acolo ce au condamnat, am filmat și în momentul când am ieșit de acolo, întâmplător pe mașina noastră n-avea radio, să se defectase și nu știam nimic ce e în capitală. Și cineva de la partid, de la județean, a venit la mine și m-a întrebat, zice, știți cumva de ce nu mai merge emisiunea de la București? Eu, căzut din cer așa, zic, n-aș putea să vă spun, dar ce pot să vă spun eu că instalațiile noastre sunt vechi, s-ar putea să căzut emisătorul, nu că a fost ceva mai neobișnuit, nu știu ce. Nu pot să vă spun, n-am radio pe mașină, nu știu ce s-a întâmplat. Și în momentul când să plec de acolo, a venit iar persoana și a zis, mi-au spus de la București că să mergeți să faceți meeting și la Tractorul. Și m-am dus și acolo și au făcut alt meeting de condamnare. Știți cum e țara arde și baba să fie aptână. Alt meeting de condamnare a evenimentelor de Timișoara. Timișoara era deja oraș liber, la Tractorul. Și ne-au spus aia, domnule, repede plecați că fierbe uzina. Când am auzit treaba asta, ne-a scos o mașină de poliție până la marginea orașului. M-am dus acasă, am mâncat și o calună și la 12 a sunat telefonul. Zice, îmbracă-te urgent că vine o mașină. 12:30, cam așa. Îți dai seama, s-a trezit toată familia. Și am venit aici, mi-a spus, vezi că centrul e devastat. Era președintele aici, era toată lumea bună, ofițerul de securitate care se ocupa de televiziune, probabil că știți că exista așa ceva. Am ajuns la Piața Romană, ni s-a dat parola cu cine să luăm legătura, cu un colonel de poliție, de miliție, cum era atunci. Ne-am dus acolo, l-am căutat și am spus, știți, noi suntem, da, și
au deschis, că era înconjurat tot cu tancuri, cu taburi, cu tot. Ne-a deschis puțin acolo și am intrat cu mașina și ne-am dus și am început să filmăm de pe unde începuse dezastru. Vitrine sparte, cărți cu Ceaușescu aruncate pe stradă, restaurantul Dunăre devastat, baricada ce mai rămăsese din ea, dar nu, nu mai erau răniți, morți, nimic. Era curat, stropit cu apă, curățat tot, era cam târziu pentru filmat așa ceva. În momentul ăsta a apărut o mașină, un break, cu doi tipi foarte eleganți, civili, și ne-au arestat. Doamne, suntem trimiși cu sarcini, nu ne interesează. Mergeți după noi. Și am ajuns în Piața Romană. Și în Piața Romană l-am văzut pe colonelul ăla și am făcut semn și i-am spus, domnule, opriți că omul știe ce e cu noi. Și el a spus, da, domnule, sunt trimis de la Comitetul Central, am primit ordin să le dau voie să intre în perimetrul ăsta. Și gata. Ăștia și-au cerut scuze, au notat numerele noastre de legitimație și au plecat și duși au fost. M-am întors în televiziune, pe toate redacțiile s-a bătea vântul. Eu am rămas cu un coleg cojocarul, Dumnezeu să-l ierte că am auzit că nu mai este, și noi eram cu acces direct la Ceaușescu. Băi, noi ce facem? Păi ăștia ne împușcă primii. Deci, ce facem? Zic, domnule, meseria noastră e să filmăm. Dacă e cineva împotriva faptului că trebuie să filmez, că e istorie de acum. Stăm și vedem ce-o fi. Și am stat și a venit celebra coloană cu tancheta, cu caramitru, cu Dinescu pe aici, securistul de la poartă tremura tot ca o vargă. A deschis poarta, bineînțeles. Și au făcut un meeting aici jos, în fața, chiar aici, sub puntea Suspinelor. Și am luat camera și i-am zis colegului, mă, eu fie ce-o fi, eu mă duc și filmez, că de-aia sunt plătit și aia e meseria mea. M-am retras iar în birou, a intrat o grupă așa de revoluționari, să zicem, și ne-a întrebat dacă ce e aici. Zic, un birou tehnic. Adică, uitați, astea sunt aparatele noastre, nu știu ce. Și da, portret cu Ceaușescu aveți pe perete? Vedeți un portret? Nu. Bun, la revedere. Și-au plecat. După Revoluție, evenimente majore, 13-15 iunie. E, până atunci a mai fost bun, atacul guvernului, dar m-a prins acolo și... Spuneți, când a fost ceasă și nu s-a putut... Da, 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 n-a fost. Chestiunea, să știți că nu e așa. De ei eu sunt mereu nemulțumit de ce se spune. Că mai trăiesc și știu ce a fost. Nu, era greu de adus carul, nu era nicio ceață. Și mi-au trimis mie vreo 7-8 casete video, care țineau o jumătate de oră. Și a zis, trage tot. Și eram urcat pe un tab pe care a fost și Iliescu și Voican. Am făcut un meeting acolo. Și am stat și am tras de acolo tot timpul până a apărut carul și s-a montat. Povestea cu ceața și că n-au putut, dar nu știu cine a inventat-o, a fost o... există imagine. Atunci mi-am dat seama că nu prea nu, se manipulează. Nu, că istoria se descrie mereu. Da. Cert este că au atacat guvernul și tocmai ieșisem să dau o casetă la un șofer și n-am mai putut intra. Cu ocupase, s-a produs o situație foarte interesantă. Armata a făcut un cerc în jurul guvernului. Și a început să-i scoată pe cei care au devastat. Iar în partea asta exterioară erau manifestanți, cu ei erau, nu știu. Eu nu puteam să intru că știau ăștia că sunt de la televiziune. Și atunci s-a lipit de mine un fotograf englez și a zis, hai să facem o convenție. Spuneți că spunem amândoi că suntem englezi. Vorbesc eu, zice, ca să vadă că am accent cap. Și spargem zidul manifestanților și cu armata a discutat dumneavoastră. Și așa am ajuns în guvern și am văzut ce au făcut ei, au spart, au devastat. În sfârșit, acum s-au trezit mulți care știu, dar eu zic că eu mai sunt în viață. Nici eu nu știu. În ultima zi de serviciu, pe 30 decembrie 98, am venit ca un salariat obișnuit să lucrez ultima zi. Și colegii mi-au dat o filmare la un cămin de bătrân că se dădeau cadouri la amărița aia de acolo și zice să te înveți cu o nouă viață. Și m-am învățat.